Salutare, dragii mei prieteni! Bine ați venit pe canalul Gătește cu Ionuț. Astăzi voi face carbonara, pentru că toată lumea m-a întrebat cum se face carbonara. Așa că voi face pas cu pas această rețetă. Stați pe aproape și pe rețetă. Ingredientele pentru spaghetti carbonara vom avea nevoie de 2 ouă, parmezan ras, 250 g spaghetti, bacon de porc afumat sau dacă vreți să puneți să nu fie afumat, ulei de măsline, sare și piper, după gust. Primul pas, lăsăm să fiarbă apa, după punem sare. Al doilea pas, după ce ferbe bine apa și punem sare, punem cele 250 g de spaghetti, dăm drumul și lăsăm să fiarbă 7-8 minute. Pasul 3, separăm albușul de gălbenuș. Pasul 4, după ce am separat albușul de gălbenuș, peste gălbenuș și am pus două gălbenușuri pentru două porții, voi pune 4 lingurițe de parmezan. 1, 2, 3, 4. Vom amesteca foarte bine până obținem o pastă. Am obținut o pastă. În pasta de ou cu parmezan voi turna un pic de ulei de măsline. Și mestecăm bine. Să obținem o pastă cremoasă. Pasul 5, vom tăia baconul afumat, îi vom lua asta și vom tăia rondele. Pasul 6. Punem ulei de măsline și becăm și lăsăm să se prăjească foarte bine. După ce s-a prăjit becănul, vom pune o cană de apă de la paste și vom lăsa să fiarbă câteva secunde. Peste bacon și apa cu uleiul, vom pune direct pastele și le voi fierbe un minut în această apă. Și vom mesteca foarte, foarte bine. După ce am lăsat baconul în ulei de măsline
să se facă, să se prăjească foarte bine. Am pus o cană de apă, am pus pastele să fie doar un minut în ulei și în carnea asta prăjită. Acum vom pune pasta. Am pus mai multă apă, o cană de apă, pentru să fie cremoasă. Și vom amesteca foarte, foarte bine. Să iasă cremoasă. Acum voi stinge focul și voi amesteca până va ieși cremoasă. Spaghetii carbonara trebuie să iasă suculente, nu uscate. Să fie puțin gălbui. Punem sare și piper după gust. Și am obținut spaghetii carbonara. Suculente, nu uscate. Așa arată spaghetele carbonara. Peste paste vom pune un pic de piper, foarte puțin ulei de măsline, și parmezan ras. Așa arată spaghetti alla carbonara. Sper să vă placă rețeta. Vă doresc poftă bună.